Ia zi-mă, Robert, ce faci aici? Din ce este făcut materialul ăsta în care bați? Din bronz. Din bronz? Și de ce bați cu bronzul în el? Nu afectează ceva sau preia din șocuri? Explică-mă un pic, Robert. De ce vrei să batem dacă ea e blocat? Păi, cu ceva care să nu fie la fel de fier pe fier, să pleznești mai tare. Adică asta atenuează un pic din vibrații, bronzul ăsta. Să nu zicem că avem bronz în... Nu s-a pune apucând de statui. Uite cum că a ieșit. Vezi ce înseamnă dacă ai bronz? Da. Aș fi preferat ce e drept aur, dar na. Sau măcar argint. Hai să vedem și pe aia. Întreba lumea de ce arată băieții de la Bifors așa de fit, știi, cu brațe, cu asta, cu... Uite, deci dai cu ciocanul ăsta și nu e. Pune inducție în caldină. Știu că prin inducție. Acum voiam să fac o caterică de aia proastă cu flacăra și cu lampa de aia. Lampa lui Aladin de la colegii care se ocupă de instalații sanitare, știi, dar nu merge. Vă recomand aparatul ăsta. Cumpărați-l că face minune. Uite, se înrășește. Ah, se înrășește și ce e mișto este că se înrășește doar unde lucrează. Se duce foarte greu în spate. Ia zi, domn doctor, ce-i facem? Ar trebui să-mi fie frică să mă dau la o parte? Operație reușită. Da, pacientul a murit. Pacientul operația a fost ok. Pacientul e problema.